Și astea de aici o să le iau aleea asta, că aici o alee până ele. Asta o iau de aici. O iau de aici și o mut în față aici. Uitați-le aici. Le-am remontat de nou aici, cât că așa s-a rupt ele. Cum s-a rupt ele pe bucăți, știți? Uitați. Uitați-le. Acelea scări, decât că le-am adus dincoa. Da. Uite, eu chiar merg pe ele, uite. Deci le-am adus, le-am luat acolo, le-am adus aici. Încet. Și betonul care îl vedeți acolo este parte din prima, din ultima treaptă care va veni. Soră cu aia de acolo. Care o să le pun aici. Uitați, să și cunoaște unde. Uite, pe aici o să vină ele. Pe marginea asta, așa. Știți? Și aici, în spate, va veni pietroaie la nivelul scărilor ca să pot să umplu eu groapa cu pământ înapoi, cum a fost, tasată bine. Și după aia va veni ultima treaptă, după care, pe urmă, o să iau niște ciment, când o să am bani, o să iau un sac de ciment, fac un fel de cofrag și torn și astup toate năditurile astea, găurile astea, fisurile care sunt în ele acum. Și o să revină scară, o să redevină scară normală din nou, cum a fost. Iar jos aici va mai veni o treaptă, aici de tot. Sap și mai vine ultima treaptă. A, și tu vrei să ieși din, adică... Să ies din casă de acolo, direct pe ele. Păi da, dar o să mai vin cu ceva până aici. De acolo, de ușa aia până în marginea scării de aici, mai vin cu ceva aici. Și când vin de unde vin, vin pe alee de acolo și de aici urc direct pe scări în casă. Le-am luat de acolo de unde au fost și le-am adus aici. Da, 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 da. Păi mai am acum să umplu cu pământ aici și să pun pietre pe margine, așa. Pietroaie pe marginea aia, pe acolo. O linie dreaptă la nivelul scărilor să mă ridic în sus, ca să pot să umplu cu pământ. Că altfel n-am cum să fac umplutura cu pământ aici. Păi i-am scos acum, că vine nașul. Nu, la ce? Tot la boxă? Tot! Tot! Păi nu, că i-am făcut loc cu ei înăuntru aici acum. Aici i-am agățat-o în perete și oprim ăsta un pic. Merge! 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 Imediat! Da, o țin acolo. Că dacă burnițează cumva să nu ia apă. Haideți să vedeți. Nu, păi dacă să vă arăt gaura care am făcut-o în perete. Aici o țin ziua. Și seara am o gaură făcută unde geaca băgată acolo în perete. Uitați. Aici se vede lumina, vezi? Uite! Ia uite gaură! Acolo intră boxa! Acolo stă seara când o ascult! Da, 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 da! Bine, o să vină și asta făcut cu USB-uri! O să vină tot așa cu USB-uri și aici i-am mai făcut pentru generator, la adăpost! Da! Ăsta l-am făcut alaltă seară. Într-un sfert de oră a fost gata. Da. Ramona nici nu știa ce fac eu aici. Ai găsit că pun vreo doi pare așa. Și am pus-o special, uitați, să se închidă. Și când bate vântul și e curent, nu mai e. Tot curentul se oprește în folie, nu mai vine în ușă. Bine că o să fac ceva mai ca lumea. O să fac de noi USB-uri ceva, nu o să rămân așa. De rigid. Că o să fie ca un fel de hol o să rămână ăsta și o să-l leg sus cu acoperișul. Și aici i-am făcut pentru generator, un fel de magazie. Nu numai pentru el, mai depozitezi ce ai nevoie, să nu mai le țin cameră. O să-i pun ceva pe margină, tot niște folie ceva, că aici nu se vede din drum. O să-i fac un adăpost la generator, să stea aici și când merge seara, când... Îl folosesc să nu mai țin până curte. Că nu poți să știi, vine vreo bură de ploaie, ceva, ce faci pe urmă. Așa îl țin aici. Și aici e și mai la adăpost, e și mai ferit.
Dar aici vin cu firul direct în casă. De fapt vine firul, că firul direct în casă la beche dus firul ăla. Doar îl bag în generator afară.